Apar consecințe din ce în ce mai grave asupra Rusiei. Grupul de hacker Anonymous a declarat război cibernetic Federației Ruse în urma invaziei pe teritoriul ucrainean. Greeting, citizen of the free world. We are Anonymous. This is not just about Ukraine. The effects of this war reach across the globe. The longer it takes to stop this, the worse off we will be. To the people of Ukraine, stay strong. Anonymous coming for you. We are Anonymous. După anunțul făcut în social media la doar 30 de minute, hackerii au atacat un cunoscut canal de televiziune rusesc. Ca urmare, utilizatorii nu mai pot accesa site-ul în limba rusă. O altă sancțiune care ar putea avea consecințe foarte grave pentru Federația Rusă este deconectarea acesteia de la sistemul interbancar de comunicații internaționale SWIFT. Disconnecting Russia from SWIFT. I hope Hungary will have force to support this decision. La scurt timp după declarațiile președintelui Ucrainei, Ungaria a anunțat că susține și ea deconectarea Rusiei de la SWIFT, alături de mai mulți lideri europeni care și-au exprimat deja acordul în acest sens. Solidară cu Ucraina e și Moldova. Republica a decis blocarea a două site-uri rusești de propagandă. Companiile producătoare de autovehicule Audi și General Motors au anunțat că opresc livrarea de mașini către Rusia. Compania de zbor Delta Airlines a anunțat și ea că anulează acordurile cu liniile aeriene ruse. De cealaltă parte, armata ucraineană este vizată de hackeri din Belarus, iar Facebook-ul are interzis pe teritoriul Rusiei de ieri. Autoritatea de reglementare a mass media din Rusia a acuzat gigantul tehnologic american că a încălcat drepturile fundamentale ale omului prin blocarea mai multor conturi rusești. Decizia vine după ce Facebook a limitat accesul mai multor conturi oficiale ale unor instituții media rusești.